Zi plină de ședințe și dezbateri pentru administrația Băcăuan, atât în Consiliul Local, cât și în cel județean. Începem cu milionul de euro dispărut din vistieria municipalității, în așa zisa finanțare a echipei FCM Bacău, care a stârnit vii dispute la ședința de Consiliul Local. Primarul Romeo Stavarache a fost criticat de opoziție pentru că a tocat, prin intermediul societății sub care clubul a fost preluat de municipalitate, 37 de miliarde de lei vechi din banii băcăuanilor. Gabriel Axint, ales local din partea Partidului Democrat Liberal, l-a interpelat pe primar cu privire la sumele risipite în finanțarea echipei de fotbal Fanion. Axint a atras atenția că în pofida zecilor de miliarde cheltuite din bugetul local, echipa nu a realizat nicio performanță notabilă. Ba din contră, aceasta a fost retrogradată deliberat de conducerea municipalității, iar jucătorii au rămas cu restanțe financiare de ordinul miliardelor de lei. Am mai făcut și alte interpelări de-a lungul timpului legate de această echipă de fotbal. Am discutat chiar în contradictorii cu unul dintre membrii Consiliului de Administrație. Totuși, niciodată n-am avut un răspuns exact despre ceea ce se vrea cu fotbalul din municipiul Bacău. Poate de data asta, domnul primarul meu Stavarache ne va spune. Pentru că, odată la o interpelare, ni s-a spus că obiectivul echipei de fotbal este promovarea în divizia A, dar până la urmă echipa a retrogradat în divizia C cu acordul unora, este adevărat, dintre membrii Consiliului de Administrație, iar explicația lor am avut-o chiar azi dintr-un ziar, când au fost întrebați de ce au semnat ca echipa de fotbal să nu se prezinte în acel meci, iar ei au răspuns că așa a fost să fie. Nu este chiar un răspuns cât de cât corect. Replicile dintre cei doi au degenerat în momentul în care consilierul pedelist a insistat să primească un răspuns direct de la Romeo Stavarache. Primarul nu a putut să explice modul în care milionul de euro s-a volatilizat, iar echipa a retrogradat în ce. Aga de la această echipă, din care ați format și dumneavoastră și ați făcut parte, Partidul Democrat. Întrebați-i pe acei colegi de dumneavoastră. Dumneavoastră ați inițiat proiectul de hotărâre asociarea Consiliului Local, cu dumneavoastră de la ei. Dați un răspuns acum despre acest proiect și despre cum s-a terminat și despre următorul proiect legat de echipa mesagerului care se va transforma în sportul acum și așa mai departe. Și despre faptul că vreți să încălziți încă 19 miliarde de lei, poate de lucru. Ce vom avea în Bacău pe la lei care vom avea asta? Ăsta, Consiliul Local, al Consiliului Local. Ca iniția acolo, ați răspuns, de ce mă pot fi la lucru de asta? Vă întrebați pe colegii dumneavoastră din AGA pe care i-ați avut. Și știți că ei au luat hotărârile acolo și au luat în cunoștință de cauză. Este primarul municipiului Bacău. Eu nu întreb. Eu nu întreb ce faci. Pentru fotbalul Bacău. Dar nu răspunde egal din ceea ce se întâmplă. Și ce e urmărea să mulțumim, doamna. Suntem. De cealaltă parte, reprezentanții Asociației Sportive FCM Bacău, cea care a cedat echipa municipalității pentru un an de zile, au depus plângere penală împotriva aleșilor care au retrogradat FCM în Liga a treia. Gabriel Ionita, avocatul asociației, a declarat că folosirea unor bani cu destinație expresă de majorare de capital pentru achitarea unor datorii este o practică dincolo de limita legii. Problema modului în care au fost cheltuiți banii la FCM Bacău, bani publici, mod nelegal de altfel, după părerea noastră, face obiectul deja a unor cercetări penale de către organele competente, atât a modului în care s-a făcut majorare de capital social sau s-au declarat intenții de majorare a capitalului social, dar și a modului în care acești bani deja au fost cheltuiți, deși nu se putea atinge nimeni de ei decât după efectuarea propriu-zisă a operațiunii de majorare de capital social. Această problemă, pe lângă multe altele, inclusiv referitor la modul în care municipalitatea a înțeles să retrogradeze deliberat FCM Bacău, deși a băgat atâția bani în acest proiect, face obiectul plângerii penale pe care asociația, în calitate de acționar, a înțeles să o introducă la organele competente, cât și obiectul unor cercetări de către Curtea de Conturi care sper să se sesizeze și, mai mult decât atât, să ia și măsuri într-un caz atât de flagrant cum este cel al FCM Bacău.
După ce a retrogradat FCM-ul, municipalitatea vrea să o ia de la capăt cu o nouă aventură fotbalistică. Edilii vor să investească aproximativ 18 miliarde de lei vechi într-o echipă de Liga a treia, Mesagerul. Aceasta a fost o abonată în ultimii ani la finanțare din fonduri publice, primind pe legea 350 câteva miliarde de lei vechi.